ceva mai devreme într-un material pe care tocmai l-am difuzat, că acum, în momentul în care președintele României, Klaus Iohannis, s-a întors de la încoronarea regelui, Boarding Pass susține că acea aeronavă a făcut o escală de 20 de minute la Sibiu. Știm cu toții că acolo ajunge și prima doamnă. Și-a luat bagajele pentru o săptămână, parcă și-a luat mâncare, a știut că e bună brânza de Sibiu, slănina de Sibiu, brânza de Sibiu, și că așteptau niște sacoșe cu mâncare, și președintele României nu și-a lăsat soția, îți dai seama, mai mult ca sigur, și cel mai probabil a fost o escală neprevăzută și nu o să recunoască administrația prezidențială că doamna Carmen Iohannis, evident, a aterizat și a coborât acasă. Era culmea să vină până la București și apoi să se deplaseze înapoi la Sibiu. Evident, exact așa își va încheia următorul an, pentru că știi bine, anul viitor vor fi alegeri prezidențiale, cu alte multe milioane de euro pe care administrația prezidențială le va cheltui la secret pe tot ce înseamnă deplasări de lux ale familiei prezidențiale. Pentru că din banii tăi, din buzunarul tău, din buzunarul tuturor românilor, noi cu toții plătim deplasările de lux ale familiei Klaus, ale familiei prezidențiale. Într-adevăr, însă, așa cum bine precizai și tu, nu știm deocamdată cât cheltuim, pentru că am văzut că aceste informații nu sunt date publicității, cel puțin nu știm, până la această oră. Pentru că sunt niște sume exorbitante, sunt niște sume mai mari decât ai cumpăra în leasing, evident, un avion. Ok, cât alocăm pentru un avion? Când ne costă să plătim un avion, plătim un leasing lunar sau cum se plătește și, într-adevăr, România ar avea pentru 10-20 de ani un avion pe care șefii de stat, șefii de guvern și alte oficialități ar utiliza acea aeronavă. Noi știm foarte bine, de pe vremea președintelui Băsescu, noi nu mai avem aeronavă prezidențială. Știi că era construit în anii 70, dacă nu mă înșel, la cel Boeing 737-300, avion care a fost retras la zbor, și de atunci zeci de milioane de euro minim au zburat s-au dus pe zboruri de lux. Bun, acum aș reveni la subiectul nostru, cel referitor la Wizz Air, care vedem că